înainte de a vă da o informație foarte importantă apropo de Florinel Coman, s-a vehiculat probleme mari pentru Coman la echipa națională. Coman a fost un pic răcit într-adevăr, dar este mult mai bine în acest moment și se așteaptă ca pe marți deja să se antreneze în regim normal cu cei de la LO. Deci Coman, în mod normal, dacă tot decurge în regulă, va fi apt pentru primul meci, care este sâmbătă viitoare, nu? Sâmbătă, pe 9 septembrie, seara, Arena Națională România-Israel.